ideea. Puteți să-l aplaudați, să-l fotografiați. Îl invidiez pentru costumul acesta frumos. Elegant, ca de fiecare dată. Să ne trăiți, maestre! Doar noi doi plutim prin paradis cu pașii goi. Tu și eu dăm cerului un curcubeu. Vă aștept la mine, suflet, lacrimi de argint, adunate în ceas de pace, când și eu mă lint, sau când inima îmi plânge, neștiut de voi. Lacrimi mari cât ochii mamei, adunate în ploi, vă aștept la ceasul în care lacrima de sea se ascunde în umbra nopții din privirea mea. Am țesut lumini și umbre, picături de nori, și pe un covor de lacrimi m-am trezit în zori. Am și eu emoție. Cine iubește știe cerea unui cuvânt mereu. Ce fericit e cine iubește cum te iubesc și eu. Cuc a ajuns șlagăr, în primul rând, datorită faptului că o piesă frumoasă, dar, la doilea rând, Adrian Mutu, pe vremea aia, la Chelsea, consuma bine. Coca știa ce greu ne făria. Coca spunea la toți că mă iubea. Coca plângea de câte ori pleca. Coca râdea de câte ori venea. Noi, când eram copii și cântam în trupa, totuși cântam rock din ăla îndrăcit, am prins o ocazie să tragem o piesă în anii 80 și ceva la televiziunea română. Și cineva mi-a spus, băi, sunteți norocoși, la butoane o să fie Joel Chereștri. Și asta înseamnă că o să sune cum trebuie. El are puterea să facă să sune și liricul liric, și năzdrăvanul, Mian Năzdrăvan, și rockul așa cum vroiam noi să-l facem. Cel mai bine cariera și viața lui și realizările și prin tot ce a trecut el, le găsiți reunite într-o coperțile unei cărți, ce vă așteaptă acolo la standul editurii pro-universitarie. O rog pe autoarea cărții, Oana Georgescu, să ne spună cum s-a născut cartea. Joel Chereștri, o viață pentru cântec, este mai mult decât o confesiune, este povestea unei vieți cu momente, trăiri și întâmplări mărturisite, poate pentru prima dată de îndrăgitul compozitor, dar și de aceea care au avut privilegiul să-i fie aproape. Vă mulțumesc, domnul Joli, așa cum vă spun eu, domnule Joel Chereștri, că mi-ați oferit ocazia să vă fiu mereu aproape. Pentru mine a fost o mare cinste, bucurie, onoare că dumneavoastră ați considerat că eu, cu vocea mea, pot să aduc un plus de culoare unor cântece de ale dumneavoastră. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate! Ce anul timpul întreg și vin, cu bucurie și cu chin, nevestinul l-am de an, prieten sau dușman, și pune-l suflet pas cu pas, și împreună cu Marcel Pavel, care i-a pupat picioarele lui Joel Chereștri, să reluăm împreună refrenul acestui șlagăr nemuritor. Acum se înalță.
cântam prima orchestra militară, cântam prima această piesă.